Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Darea de Seamă. Vedem cu toții încă de la începutul anului de 2020 foarte multe schimbări în toate domeniile și cred că cel mai mult observăm pe piața muncii, acolo unde, bineînțeles, am observat că foarte mulți au început să lucreze de acasă sau au început să lucreze din cu totul alte locuri chiar exotice și tocmai despre acest trend discutăm în această seară cu invitata mea, Roxana Crețu, Senior HR Consultant la o companie nemțească, o companie din Germania cu reprezentanță în România, care se ocupă de software pentru piața medicală internațională. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, Andreea! Mulțumesc mult pentru invitație! Bună seara și telespectatorilor voștri! Am precizat ceea ce, cu ceea ce se ocupă această companie din care faci parte, pentru că vedem, e mai ușor pentru angajații din astfel de domenii, cum sunt IT și conexe, să lucreze de acasă. Știm deja cu toții că s-au adaptat mai ușor aceste companii. Cum a fost în cazul companiei pe care o reprezinți? Cum s-a gândit conducerea companiei să aplice direct această formă de muncă? Dat fiind faptul că noi, ca și organizații din România, aparținem în spate unei organizații din Germania, acolo fiind sediu central, de regulă direcțiile sunt setate de ei la nivel global. Colegii mei, care sunt reprezentanții angajaților din Iași, dar și colegii din zona de management, au avut discuții destul de lungi și intense cu colegii din Germania, încât să prezinte efectiv care a fost contextul din România, numărul de cazuri, cum s-a adaptat piața la această situație, încât și noi să reușim cât mai repede să implementăm această muncă de acasă, chiar dacă la nivel global încă informațiile nu erau adunate pentru toate sediile unde avem și în ce țări avem sedia. Cel mai important este că sunteți una dintre puținele firme care încă de la început a hotărât ca modul de lucru de acasă, de la distanță, de unde o fi, să rămână definitiv. Am hotărât încă de la început, însă am avut câteva limitări pentru că aveam nevoie de acordul final de la sediu mamă, însă perioada de tranziție. Da, doar teoretic așteptam acordul, pentru că încă de când a fost starea de urgență, colegii au început să lucreze de acasă și au continuat. O parte din ei, din contră, sau chiar s-au mutat, au renunțat la chirii ca să poată pune niște bănuți deoparte. Alții au hotărât să fie mai aproape de familie și avem deja colegi care lucrează de un an jumătate în alte locații. Cum arăta înainte sediul companiei și cum arată acum? Înainte sediul companiei era un sediu foarte vesel, plin de zumzet, oameni care râdeau, erau fericiți și interacționau. Acum e un pic mai liniștit, să spun așa, pentru că sunt mult mai puțini colegi care vin zi de zi la birou. O parte din ei, spre exemplu, în perioada verii am avut un număr mult mai mare de colegi și motivele sunt de la sine înțelese. Unii nu aveau acea casă și preferau să vină la birou, alții voiau efectiv să se mai întâlnească, avem o terasă imensă la ultimul etaj al clădirii, unde preferau să stea, să ia masa acolo, să facă meeting-uri și nu în ultimul rând, faptul că nu, e frumos afară, vrei să ieși din casă și să te vezi colegii, nu tot acolo să lucrezi. Acum, de când s-a mai schimbat vremea, numărul e un pic mai mic, dar în continuare avem colegi care sunt zi de zi la birou. Pe de altă parte, acei angajați care lucrează de la distanță sunt și fericiți acolo unde sunt. Da, bineînțeles. Este alegerea lor dacă vor să vină la birou sau dacă vor să lucreze tot de acasă. Câteva exemple unde se află ei atunci când lucrează. Spre exemplu, în ultima perioadă am început foarte mult să angajăm și colegi din alte orașe. Avem colegi din Timișoara, din Sibiu, din Brașov, din București, care lucrează din orașul lor în principal și au venit doar la anumite workshop-uri sau evenimente pe care le-am făcut și unde au spus că da, sunt de acord și vor să-și cunoască colegii. Dar în rest, fiecare lucrează de unde vrea. Am avut colegi care pe perioada verii au lucrat de la mare din alte țări, alții care sunt fani munte, erau acolo într-un decor feric, noi când eram în ședințe cu ei chiar îi invidiam și terminau ziua mai repede și după aia se apucau de hiking și pasiunile pe care le mai aveau ei. Așadar, nu contează din perspectiva companiei, unde te afli atunci când muncești? Absolut deloc, atâta timp cât este pe teritoriul României, ca să putem păstra cadrul legal. Dacă vrei să lucrezi de pe teritoriul altei țări, ar trebui să fie anunțată compania, ori să vină la mine, ori la colega mea de pe HR și să stabilim împreună numărul maxim de zile și să știm în ce țară va lucra colegul respectiv pentru a putea direcționa taxele.
dacă este cazul. Au fost și alte companii, din ceea ce cunoașteți, pentru că ați analizat piața, care au luat aceeași decizie? Da, bineînțeles. În domeniul IT, cel de dezvoltare de software, e normal să te adaptezi la nevoile pieții. Ori dacă o companie dă trendul la un moment dat spre o anumită direcție, cu siguranță toate, mai devreme sau mai târziu, o să urmeze acea direcție. Spre exemplu, acum, dacă să mă raportez un pic la numerele din piață concrete, în luna aceasta 4,4 milioane de oameni din America și-au dat demisia. În ultimele 6 luni au fost la fel de multe demisii ca în anul anterior, în 2020. Oamenii respectiv cu siguranță vor dori alte condiții, alte beneficii și trebuie să te adaptezi. La fel se întâmplă și în România. Există acum un fenomen, se numește Marea Demisioneală, The Great Resignation în engleză, în care lumea efectiv caută work-life balance-ul, balanța aceea în care să știi că te implici la muncă, dar ai timp și pentru tine și familie, și în care oamenii nu mai sunt dispuși să facă compromisuri. Păi, cred că despre asta este vorba în multe companii de IT, pentru că știm, sunt foarte multe care parcă exploatează angajații și nu le mai oferă timpul personal. Exact. Și de asta poate că au ales să rămână acasă unii dintre ei ca să fie mai repede aproape de familie. Ai fi surprinsă să știi că atunci când lucrezi de acasă, de fapt, lucrezi un pic mai mult și nu mai ai timp aceia morți în care, nu știu, te mai întâlnești cu un coleg și te duci la o discuție de 5 minute care se transformă într-o oră, nu mai ai timpii morți în care urci nu știu câte etaje să poți să-ți iei o cafea, mai stai un pic pe terasă. Oamenii sunt destul de productivi și de acasă. Ba, chiar studiile arată că mare parte din ei sunt mult mai productivi din mediul personal decât cel de la birou efectiv. Putem să ne imaginăm cum arată ziua de muncă a unui angajat de acasă? Da, uite, spre exemplu și eu sunt una dintre colegii care preferă mai mult să lucreze de acasă. Îmi vine mult mai simplu dimineața, nu mai pierd la fel de mult timp cu aranjatul ca atunci când trebuia să merg la birou. Nu mai aștept foarte mult transport în comun sau diverse, nu știu, Uber, Bolt care să vină să mă ia, și efectiv știu că, ok, am ședința de la ora 10, la ora 9 dacă mă trezesc știu sigur că la 10 pot începe și sunt trează, sunt la randament total de a putea începe ziua de muncă. După care ședințele, am observat că, deși a fost tendința la începutul schimbării acesteia de work from home să se lungească, dacă ceva puteai comunica în jumătate de oră, ajunsese să dureze chiar o oră, acum s-a direcționat în zona bună și aspectul ăsta. Adică oamenii s-au adaptat, sunt conștienți, ok, meeting-ul acesta, ședința aceasta durează 30 de minute. Hai să vedem care sunt subiectele principale de discuție și la sfârșitul celor 30 de minute să ne spunem pa, ca să putem intra într-o altă ședință sau să ne facem task-urile la care voiam să lucrăm. Și pe parcursul zilei există și pauza aceea? Există, bineînțeles. La noi avantajul este că programul este unul flexibil, flexibil însemnând că nu avem oră fixă de venit la birou, și e flexibil și în zona de pauză. În mod normal 30 de minute ar fi pauza minimul, dar sunt colegi care, nu știu, preferă să meargă la restaurant să mănânce sau care în pauza de masă își gătesc. Cu siguranță pauza lor este mai mare, după care se întorc și lucrează în continuare. Și își prelungesc puțin și programul de lucru? Își prelungesc sau recuperează în alte zile. Ideal e la finalul lunii să fie numărul de ore complete efectuate. Cum se simte această ședință, de exemplu, în online? Totul e prin intermediul unui ecran, nu mai sunt acele întâlniri fizice. A avut de suferit așa relația dintre angajați? Da, la început era foarte, foarte ciudat adaptarea, pentru că foarte mulți colegi refuzau să pornească webcam-ul și te simțeai de parcă aveai un apel telefonic cu colegii, doar că între timp au înțeles și ei care este importanța non-verbalului și a vedea persoana cu care discuți, și acum le vine natural. Adică orice ședință, toți membrii din acea ședință sunt cu camera pornită, ne vedem, interacționăm, îți dai seama după grimase, după microexpresii, dacă are o zi bună, dacă are o zi proastă unul dintre colegi, vezi reacțiile la ceea ce spui și e mult mai simplu. Eram înainte și acele team building-uri, se mai întâmplă? Bună întrebare. Ne-am chinuit destul de mult să organizăm un team building în ultimii 2 ani și tot a fost cadrul legal care s-a schimbat, a revenit,
cazuri multe, cazuri mai puține. În cele din urmă am reușit să organizăm anul acesta un team building într-o zonă montană unde au fost colegi care au fost angajați în perioada de pandemie și prima oară și-au văzut colegii în realitate și spuneau, hei, dar tu ești mai înalt decât te vedeam eu la cameră și așa mai departe. Și da, l-am organizat, dar cu greu. Pe online, în mediul online, poate fi simulat un team building? Poate fi, însă atunci când tragi linie, rezultatele cu siguranță nu sunt aceleași. Sunt diferite, da. În ceea ce privește mersul la birou, cum spuneai că se poate întâmpla ca fiecare să aleagă să vină la birou, sunt care aleg biroul și se întorc acasă sau rămân tot timpul acasă? Care e dinamica aceasta? Spre exemplu, avem foarte mulți copii care, foarte mulți colegi care au copii. Sunt zile în care vin la birou efectiv pentru că au nevoie de un moment de respiro în care să poată lucra liniștiți. După aia, o săptămână sau două, nu-i mai vedem absolut deloc. Adică nu e o decizie definitivă, de aici încep să lucrez de acasă, nu, nu deci, mai am voie să mă întorc. Decizia definitivă a companiei este că fiecare alege de unde vrea să lucreze, biroul fiind deschis și a fost deschis dintotdeauna. Chiar de când a început pandemia, erau colegi care spuneau că eu nu pot să mă organizez singur acasă, nu am tragere de inimă să lucrez și simt că nu sunt productiv. Atunci le dădeam efectiv adeverințe pe care să le poată arăta poliției în caz de control, cum că erau pe drum spre muncă. Așadar, suprafața birourilor nu a fost diminuată? Nu a fost diminuată chiar deloc. A rămas același sediu. Noi avem 4 etaje întregi unde suntem doar noi. Acum pare un pic mai gol sediul, fiind destul de mare și cu puțin colegi, însă o să fie cu siguranță anumite evenimente în care sper eu să ajungem să ne întâlnim mai mulți când situația pandemică o să ne permită. Planul de viitor nu este să reduceți spațiul de birouri? Nu, planul de viitor nu este să reducem, o să-l păstrăm la fel. Colegii vor alege dacă vor să vină la birou sau să lucreze în continuare de unde vor ei. Între timp sperăm să mai și creștem ca număr de angajați și de ce nu? Poate să ne mai luăm și un alt sediu la un moment dat. Așadar, sunteți în plină expansiune. Câte persoane sunt angajate la Iași? În acest moment suntem 200 de colegi și avem gânduri de creștere destul de mari în anii următori. Am vrea să vină natural și să nu ne impunem anumite targeturi, pentru că depinde foarte mult de proiectele pe care o să le preluăm și de cât de mult o să se dezvolte cele actuale. Spre exemplu, să ajungi la 200 de angajați în 5 ani de zile, eu zic că este o realizare destul de mare și să ai anumite echipe care sunt foarte unite. Chiar acum lucrăm la zona de a încerca să ne găsim un numitor comun, valori și să mergem spre zona de cultură organizațională cât mai bună. Până acum s-au sedimentat așa lucrurile, acum ca să se așeze ar trebui să găsim lucruri care să ne unească într-adevăr, în afară de domeniul de activitate, care este unul destul de nobil, să dezvolți aplicații, software care să ajute pacienți din lumea întreagă și medici sau asistente să-și desfășoare lucrul cât mai ușor, eu spun că e ceva, adică numitorul comun deja l-avem. Care ar fi vârsta medie a angajaților, având în vedere că spuneai unii au copii, alții preferă să vină la birou, alții să lucreze de acasă? Mă gândesc că poate cei foarte tineri aleg să lucreze de acasă sau de la distanță, pur și simplu. Am un coleg care are 23 sau 24 de ani și este în fiecare zi la birou. Spune că stă aproape și că îi vine mult mai simplu, se trezește mai bine, nu mai bine, se trezește pe drumul spre birou și că vrea să interacționeze cu oamenii. Deci nu, vârsta chiar nu e un factor care să facă diferența. Așa o medie, să-ți spun, a colegilor din Iași, avem colegi de la 20-21 de ani până la 40 și un pic. Cred că... În general sunt tineri. În general sunt tineri pentru că și domeniul de activitate e de așa natură. E vorba de IT. Da. Și practic sunt și clienți din România pe care îi onorați? Nu, din păcate toate aplicațiile pe care le dezvoltăm sunt destinate în principal Germaniei, țărilor nordice, Austria, Italia, Franța. În România avem planuri și aici, însă nu acum. Ați găsit un teren propice, să zic așa, adică ați găsit un, eu știu, un gol în sistemul nostru unde ați putea să interveniți? O, da. Pornind de la dosarul cu șină până la tot ceea ce înseamnă, nu știu, un istoric medical pe care să-l ai și pe care să-l poți accesa oricând, să știi că îi transmiți medicului informații concrete și corecte și anamneza este cea adevărată, nu din amintiri unde greșim miligrame cu grame și transmitem alte informații medicului. Practic,
asta se întâmplă pe piața pe care dumneavoastră operați acolo? Asta se întâmplă în România, pe piața... Asta se întâmplă prin aplicațiile, da, de genul ăsta. Da, da, da. De la, nu știu, a reușit pacienții să se vadă cu medicii virtual, dacă se aplică în cazul lor, să poată să-și facă programări, să dea comenzi de medicamente pe care să le primească acasă, direct, și, nu în ultimul rând, să-și poată construi un istoric unic al lui ca pacient, unde să aibă toate informațiile cu privire la simptome, ce diagnostic a primit, rezultatele analizelor, tratamente, alergii, încât dacă la un moment dat, spre exemplu, călătorim într-o țară străină și nu știm limba de acolo, să deschidem aplicația, să-i arătăm medicului și să știe, ok, ce probleme avem în spate și cum să ne trateze eficient. Și poate fi și într-o altă limbă, tot, da, istoricul? Da, 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 cu siguranță. Aplicațiile, fiind dezvoltate pentru Germania, în principal, au limba germană în spate, dar și limba engleză, și de asemenea sunt adaptate și pentru alte piețe. Am înțeles. Spuneți de, spuneai de acele categorii de vârstă, însă mă gândesc că sunt și, eu știu, foarte tineri care aleg să lucreze de fiecare dată din altă parte, pentru că sunt mai energici. Sunt și astfel de cazuri? Da, avem colegi care, bine, ei nu spun, pentru că în spate își pun un background, îi vezi pe ei și background-ul nu știu unde sunt, dar, nu, ideea aia de deschidere a discuției și a ședinței, hei, unde mai lucrezi acum? Și avem colegi care pe perioada verii erau 2 săptămâni la mare, 2 la munte, îi vedeai că sunt mai matinali decât în mod normal, tocmai ca să termine mai devreme programul și să se bucure și de natură. Practic, ce înseamnă acest lucru de la distanță, în mod tehnic sau cât mai... Înseamnă, în primul rând, să-ți iei laptopul cu tine, să ai o priză unde să poți să îl încarci și să ai o conexiune bună de internet. Și, de preferat, liniște, încât dacă ai ședințe să nu fii deranjat de zgomotul de fundal sau de alte persoane. În rest, dacă vrei să ai o masă pe care să-ți pui laptopul sau vrei să lucrezi cu el pe braț, e alegerea ta. Și din punct de vedere al angajatului, cum, care ar fi percepția? Cum se simte? Cum simte el că ar trebui să fie ca angajat la distanță? Nu am văzut nicio schimbare în cazul colegilor mei, cum nici eu nu am simțit ca angajat de rând. Adică sunt la fel ca înainte, îmbrăcămintea este aceeași, mulți dintre ei îi vedem cu cămașă, dar dacă i-am pune probabil să se ridice în picioare, ar avea pijamale în partea de jos. Au fost toate acele glume din da, da, la da, începutul pandemiei. Sunt toate îndreptate și au acolo în spate un sâmbure de adevăr, să știi. Și cei de peste 40 de ani, de exemplu, sunt mai, eu știu, mai statici sau mai fixi? Stau mai mult în același loc să lucreze? Depinde. Pentru că avem colegi care sunt trecuți de vârsta asta, au copii destul de mari și în perioada verii, fiind în vacanță, erau la fel la munte, cu bicicletele, după program și așa mai departe. Deci depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia și de ce își dorește. Și neapărat de autoorganizarea. Și de autoorganizare, bineînțeles. Acolo ține foarte mult de maturitatea fiecăruia, încât să înțeleagă, ok, lucrez de acasă, dar munca este muncă și trebuie să realizez ceea ce am spus că realizez în ziua, în săptămâna respectivă. Eu aleg cum organizez, atâta timp cât rezultatul final apare. Și dacă nu apare rezultatul final? Dacă sunt probleme pe drum undeva? Ei, asta cu problemele pot apărea chiar dacă lucrăm de la birou. Este un lucru pe care noi îl luăm ca atare și îl vedem ca pe un, nu știu, ca pe o provocare, încât să vedem, ok, ce am greșit acum, ce învățăm din asta și cum reușim data viitoare să nu mai ajungem în aceeași situație. Dar da, aș fi, nu știu, aș fi ipocrită să spun că trăim într-o lume ideală în care totul ajunge la bun sfârșit, toate rezultatele sunt acolo. Nu, nu sunt. Nu sunt nici acum și nu erau nici înainte. Când... Adică nu e o problemă despre faptul că lucrăm de la distanță și apar sincope de comunicare sau ceva de genul acesta, ci doar că oricum se întâmplă. Nu, se nu este o problemă întâmpla, pentru că folosim diverse canale de comunicare, chat, video, call-uri, colegii se sună la telefon în cazul în care nu vor neapărat să se vadă, atunci și comunicare există în continuare, fără nicio problemă. Exact, despre asta e vorba. Da. Despre comunicare. Și pentru că am vorbit și despre acele team building-uri, mă gândesc că în mod curent se întâmplă și alte activități care fac ca echipa să rămână unită, să rămână eficientă. Da, sunt în continuare. Spre exemplu, noi înainte de pandemie aveam un anumit buget financiar alocat lunar fiecare echipe pentru a ieși în oraș la masă.
ei alegeau unde merg, în ce zi merg, atâta timp cât ne anunțau și ne aduceau o factură aferent acele ieșiri. Ne-am gândit să păstrăm același lucru în continuare și foarte mulți colegi care lucrează de acasă, totuși vin o zi pe săptămână să lucreze colegii și să poată beneficia și de acel extra beneficiu și ziua aia 8 ore se văd, mai discută, se mai cunosc, mai văd, nu știu, dacă au apărut kilograme în plus, în minus, ce s-a mai schimbat la fiecare și după care fiecare merge și lucrează de unde își dorește. O să mai detaliem despre ceea ce mai înseamnă munca de la distanță după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat.